Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Uh, tuturor uh, persoanelor ce s-au abonat recent pe canalul meu, țin să vă mulțumesc. Vechilor mei abonați, vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți mereu aici, pentru întreaga susținere, pentru toate, toate mesajele frumoase ce mi le trimiteți în privat. Și comentariile frumoase de aici de pe YouTube. Vă mulțumesc tuturor. Nu uitați că ne apropiem cu pași repezi de primul meu giveaway de pe acest canal. Dacă v-ați abonat de curând, în momentul în care um, voi ajunge la 1010 urmăritori, voi face primul meu giveaway. Giveaway ce... Uh, conține, vă dau un mic hint, în momentul în care ne, ne vom apropia de numărul de abonați, uh, vă voi uh, da mai multe detalii, însă, în momentul de față, vă pot spune că acest giveaway conține nici mai mult, nici mai puțin de 4 parfumuri. da? Uh, 4 parfumuri ce înseamnă oarecum uh, rojin patru parfumuri ce mă reprezintă pe mine. Dar dacă sunteți domni, două dintre ele, da, două dintre ele sunt unisex. Două dintre ele le poartă și soțul meu, da? Deci nu vă faceți griji. Bun, în altă ordine de idei. Deja ați văzut din titlu, știți că îmi place și oarecum v-am obișnuit la modul că tot ceea ce este nou pe piața Middle Eastern, în ceea ce reprezintă parfumurile, mă străduiesc din răsputeri să fiu prima de pe YouTube-ul nostru care vi le prezintă. Așadar, astăzi, unboxing și primele impresii despre... despre în legătură cu Teriac de la Latafa, da, cea mai nouă lansare. Acesta este parfumelul. Am primit coletul ieri. Acum când eu filmez este vineri, voi ca de obicei veți vedea acest videoclip mâine, adică sâmbătă. Am primit coletul ieri, joi. Am găsit această nouă lansare la TAFA pe site-ul celor de la Brasti. 250 de lei dacă nu mă înșel eu pentru 100 de mililitri și a fost o chestie totală iurea în sensul că uh, eram în parc cu juniorul când uh, pur și simplu am prins un moment de respiro că știți și voi cum sunt mămicile în parc, da, cu copiii. Și am prins un moment de respiro și nu știu ce mi-a venit, mm, cei drept nu intrasem de mult timp pe site-ul celor de la Brasti. Și am zis hai să intru, hai să intru și ce văd teriac, teriac da, eu tot îi zic teriac, ei nu mă întrebați de ce, teriac de la Latafa, 250 de lei, zic ok, hai repede în coș Și oricum ne apropiam de plecare, de întoarcerea către casă și zic ok, hai că ajung acasă cu cel mic Uh, fac captură de ecran, iau linkul și voi anunța pe grupul meu de Facebook Frag Family cu și despre parfumuri. Toată treaba a durat 15 minute. 15 minute din momentul plasării comenzii până când am ajuns acasă. În acele 15 minute, acest parfum a fost stoc epuizat. Dar, dar, dacă vi-l doriți, dacă eu oricum mi-am mi pus în vizor site-ul Brasti și știți, de fiecare dată eu vă anunț. Când este promoție, când revine ceva în stoc, vă anunț pe pagina mea, pagina mea de Instagram, contul meu de TikTok, grupul meu de Facebook Freak Family și nu în ultimul rând, chiar aici pe YouTube am început să, de fapt, vă făceam și înainte postări. Bun, nu mai stăm pe. nu mai stăm de vorbă pentru că credeți-mă că pur și simplu ard de nerăbdare. Da? Sunt extrem, extrem de curioasă în legătură cu acest parfum. Bun, avem aici holograma ce ne atestă autenticitatea. Aici pe spate ce avem noi. Da, ingredientele scrise în mai multe limbi. Bun. Și sliva, am înțeles că se numește treaba aceasta, da? Și e cam fixă și se mișcă cam greuț, dar ne descurcăm. Bun. Am dat treaba aceea jos. Cutiuța arată așa. Are da, nu mă ajută deloc camera. Este ușor embosat această siglă. Aici scrie la tafa. Nu, chiar nu mă ajută. Hai, mă ajuți? Și este dintr-un material. V-am mai zis eu și în alt videoclip. Genul acela care mă duce cu gândul la textura gumelor de șters. Textura unei radiere. Bun și aici este parfumetele. Treaba aceasta e din ceva gen catifea, roz pudră. Aici avem alte date. Observați, cred că se observă cam câte emoții am, da, din felul în care eu mă bâlbâi de zor aici. Și aceasta este sticluța. Este foarte, foarte grea foarte masivă. Are treaba aceasta roz pudră. Are niște detalii foarte, foarte interesante și acel celebru capac în formă de, nu în formă, cu acest uh, șerpișor pe el. Bun. Da, și aici la fel, teriac bai la tafa. Bun. Bun. De. Nu știu, în ultimul timp când am emoții, pur și simplu nu-mi găsesc cuvintele și da, chiar am emoții în legătură cu acest parfum. Acest parfum este, după cum prea bine știți, este mega hypeuit, este noua lansare a Nasului Quentin Bish. Bun, în vârf avem caisă, migdale amare, caramel, piper roz în mijloc miere, flori albe, rubarbă și trandafir. Aici o mică paranteză. Notele acestea din mijloc, bineînțeles, este blind, da? Dar în momentul în care am citit notele și am ajuns la rubarbă, trandafir și știind că este realizat de Quentin Bish, rubarbă și trandafir imediat m-a dus cu gândul la Delina. Mai ales că Delina, din nou, este creația lui Quentin Bish, dar să sperăm că nu este un alt dupe pentru Delina. În bază avem labdanum, piele, mosc, vanilie și vetiver. Și mi-am notat eu aici, am căutat și denumirea acestui parfum, că da, mai am din când în când porniri din astea să văd ce înseamnă. Teriac, în limba arabă, ar însemna remediu sau antidot. Da? Și zic eu că ar avea legătură cu șerpișorul ce ni l-au lucrat ei pe capacă. Și în afară de asta, mi-am mai notat un lucru deoarece am tot căutat. Treaba asta cu vai de mine, Quentin Bish a lansat un parfum în colaborare cu o casă Middle Easter. Ei bine, când am căutat ce și cum, am aflat faptul că acest nenic Quentin Bish are un parfum și pentru casa Armaf. Da? Vă las aici, o să vă inserez o poză aici. Acel parfum este Private Key to Success. O lansare 2023, acesta de la Latafa fiind o lansare 2024. Da? Deci, de fapt, cei de la Latafa, da? PR-ul Latafa, a călcat un pic pedala de accelerație, să, nu știu, să spună cu surle și trâmbițe că acesta este primul parfum creat de către un parfumier francez. Că mai auzi parfumier franțuzesc și mi s-a ridicat părul în cap, dar nu mai contează. A accelerat treaba asta, da? Căuta să-și facă un pic de promovare, oarecum. Nu prea pe merit, dacă mă întreabă pe mine cineva, dar știu că nu mă întreabă nimeni, deoarece Quentin bich, din nou vă spun, are deja acest parfum uh, creat pentru Casa Armaf în anul 2023. Acesta fiind o lansare 2024. Bun, acum, dacă tot v-am spus notele, dacă v-am prezentat sticluța și ambalajul, zic hai să vedem și cum miroase. Bun, Haideți să punem să vedem atomizorul. Da. Deci până acum atom... atomizor așa, de, atomizor de genul, nu atomizor așa, eu nu am întâlnit la casa la tafa. Este clar alt atomizor. La Bel. Quentin Bish are, da, el a creat și label, are ceva în deschidere ce mă duce cu gândul la label, către label. Un label fără pară, aș spune eu. Categoric. Întâi și întâi de toate este extrem de puternic de la primul puf. Uh, din nou, de la primul puf nu resimt acel iz specific casei la tafa. V-am tot terorizat eu, pentru mine anumite parfumuri au un iz specific, au acel ceva, în momentul în care eu le miros, știu că este ceva, o creație la tafa, da? Ei bine, teriac nu are acel iz. Bun, Deschiderea, v-am spus, m-a dus o idee cu gândul în label de la Jean Paul Gaultier fără acea pară zemoasă suculentă. A fost o deschidere și observ că parfumul se continuă pe linia gourmand dulce. Pentru unele dintre dumneavoastră, doamnelor, deoarece din start, în opinia mea cel puțin, da? În opinia mea, acest teriac este 100% feminin. Nu este unisex, nu are legătură cu niciun mascul sau parte masculină. Da? Genul acela de gurmand, dulce, caramelicios, o atingere lactonică, nu știu de unde o resimt. Uh, treaba cu rubarbă și trandafir. În momentul de față nu resimt nici cea mai fină atingere de rubarbă sau trandafir. Sau rubarbă și trandafir. Nu. Nu avem așa ceva sub nicio formă. Mă tot uh, duce, mă plimbă mai degrabă aroma aceasta. Uh, ba mă duce către label de la Jean Paul Gaultier îl am, îl ador. Uh, ba mă duce către Label Bel Parfum, uh, pe acela nu-l dețin în colecție, însă am un eșantion, l-am testat și l-am paratestat. Uh, nu știu dacă mă vezi, dar îți mulțumesc din suflet, Mihaela, pentru eșantion. Mă duce și către Label Bel Le Parfum, mă duce și în zona Label... dar nu pot spune că Teriac este un parfum inspirat din label sau din label Le Parfum. Însă, miroase extrem de scump, miroase 100% a um, miroase precum un parfum de designer. Nota de piele de aici inițial m-a speriat un pic, dar când citiți această notă, nu vă duceți cu gândul la pielea aceea rigidă sau la mirosul acela de magazin cu încălțăminte din piele, Da, nu este pielea aceea, nu este genul acela de piele, nu. Este mai degrabă o piele întoarsă, o piele fină, o piele de calitate superioară. are și o atingere lemnoasă, însă nimic, absolut nimic din acest parfum nu are acea chestie sharp, nu miroase ascuțit. Nu miroase precum un parfum Middle Eastern din niciun punct de vedere. Plus de toate, se cunoaște, sinceră să fiu, extrem de sinceră, se cunoaște că este creația unui nas celebru deoarece în continuare mă plimbă da, în zona Jean Paul Gaultier, la Bel și la Belle Le Parfum, pe alocuri prinde și un is iz de Black XS, o să vă las aici parfumul acela, da? Nu pot pune degetul, culmea, deci culmea, e primul parfum middle eastern care, în care nu pot pune degetul, da, resimt trandafir, resimt, nu, în nasul meu, da, tot ceea ce resimt eu la intensitate maximă în momentul de față este un trio, caramel, piele întoarsă și vanilie. Însă, din nou, când spun vanilie, nu mergeți către zona de vanilie oarecum fin arsă, vanilie caramelizată, nu. Este mai degrabă genul acela de vanilie pufoasă din zona parfumeriei de designer. Toate notele sunt extrem de bine blenduite. Nu, din nou, nu pot spune că resimt. Nici în momentul de față nu diferențiez treaba aceasta trandafir, rubarbă, flori albe așa mai departe. Nu. Și totuși pe măsură ce se încălzește, devine din ce în ce mai gurmand. Iar la o primă impresie, la un prim nas, da? Ați văzut acum l-am deschis, acum îl testez. Acestea sunt primele mele impresii. Cu siguranță va intra la purtat și voi reveni cu părerea mea despre el. Însă la primul și la primul nas mă duce undeva în această zonă. Label, Label Le Parfum, ceva Black XS. Acum resim și o parte pudrată. Însă, din nou, nu pot spune, resimt o parte pudrată de la Oris, resimt o parte pudrată, nu mai știu eu de unde. Nu. Se resimte și ceva pudrat acolo. Pielea, din nou, rămâne ușor uleioasă, ceea ce îmi dă speranțe pentru acest parfum. Da, chiar am mari speranțe în ceea ce privește uh, performanțele sale. Încă de la primul puf, fiind genul acela de parfum ce umple o încăpere. Este extrem, extrem de puternic, fără a fi macerat. Da, macerare, maturare, oxidare. Eu am pornit pe treaba cu macerare. Uh, YouTuberii mei preferați din afară folosesc același termen macerare. Eu voi rămâne cu macerare. Uh, nu este macerat. Însă este extrem, extrem de potent. Acum, parcă, parcă, pielea aceea întoarsă începe să iasă o idee mai mult în evidență, însă, din nou, nu este nimic ascuțit, nimic prea mult, da? Totul este exagerat de bine lucrat. Totul este exagerat de minuțios, da, lucrat. Îmi cer scuze o secundă, dar și încăperea, da, unde filmez eu, miroase... Deci, pur și simplu, aerul este irrespirabil, ca să mă exprim așa. Este exagerat de puternic. Sinceră să fiu, nu mă așteptam la așa ceva. Clar nu mă așteptam. Nu, se resimte parfumul. Da. Treaba aceasta cu piele întoarsă și vetiver. Vetiver, labdanum, da? Au, are listat în bază. Îi dă un pic de profunzime parfumului, îl face să iasă ușor din zona parfumului gourmand care a fost în deschidere, da? este ca și cum îi dă o doză de sexapil. Pielea aceasta întoarsă, vetiverul, labdanumul, îl face mult mai profund. În momentul de față, la faza la care se află acest teriac, tind să cred că l-aș vedea purtând acest parfum și pe soțul meu. Însă, însă, domnilor, deschiderea, adică preț de câte minute vorbesc eu, 20, hai să zicem că 5 am vorbit anapoda și pe lângă, 10-15 minute, acea deschidere este 100% feminină, în opinia mea, da? 100% feminin, absolut nimic unisex. Chiar și acum, în acest dry down, zic eu, cred eu, ar putea fi mult prea mult pentru anumiți domni. Da? Dacă este un safe blind buy, doar dacă, doar dacă sunteți în zona lui Label de la Jean Paul Gaultier și Label Le Parfum, deoarece în momentul de față aceste două parfumuri nu că le resimt eu, nu pot spune în momentul de față, cel puțin pentru o primă impresie, nu pot spune că acest teriac este după sau parfum inspirat de la Bell sau la Bell Le Parfum. Nu, categoric nu. Însă, în acest teriac resimt similitudini ce mă duc strict în zona acelor două parfumuri. Dar da, dacă sunteți Iubitoare de label sau label Le Parfum și nu vă sfiiți nici de o piele întoarsă, um, ușor mai dulceagă, dacă are sens o piele întoarsă mai dulceagă, um, un pic mai in your face, o doză de mister și senzualitate. Da, este un safe blind buy, categoric este un safe blind buy. De la primul nas, în momentul de față nu cred că are ce să schimbe macerarea la acest parfum în ceea ce privește gusturile mele. Vreau de fapt să spun că la un prim nas, acest teriac pentru mine este un 10 din 10 categoric. Deci categoric este un 10 din 10, deoarece pur și simplu ador la Bel parfum. La Bel, m-am zăpăcit Ador la Bel, însă are și ceva din la Bel, le parfum. De fapt, asta vreau să spun. Și da, iubind la Bel, ador teriac. Și nu mi se pare nici curba aceasta ce-a luat-o, da, cu treaba asta cu piele întoarsă, labdanum și vetiver, nu mi se pare prea mult pentru mine. Nu este prea mult. Se resimte în continuare și treaba aceea, atingerea aceea pudrată. Se resimte în continuare undeva în fundal un fin iz lactonic. În momentul de față a rămas undeva în fundal, nu se mai resimte atât de proeminent cum s-a resimțit la prima pulverizare. Dar da, cu siguranță, în opinia mea. Cel puțin acum, la o primă impresie, dar mă repet, macerarea nu văd care avea cum să schimbe în rău acest parfum pentru mine și pentru gusturile mele. Categoric teriac își merită hype-ul, în opinia mea. Da, momentan observ că a rămas stătător pe loc la treaba cu piele întoarsă, labdanum și vetiver. În momentul de față asta resimt. Și moscul, moscul ar fi acesta, nu vă gândiți la moscul din zona uh, balsam de rufe, detergent de rufe, dar nici la moscul acela animalic. Nu, este pur și simplu acel mosc pufos și dulce. Asta, atât pot să vă spun în legătură cu moscul acestui parfum. Dar da. Parcă a dispărut uh, nota aceea fin, gurmandă. Nu a dispărut. S-a mai estompat, da? S-a estompat uh, izul acela ce mă ducea cu gândul la acest uh, parfum de la Paco Raban. Rabane. Dar da. Da. Categoric îmi place, categoric îmi place. Um, mic disclaimer, poate fața mea, expresia mea și gesturile mele de astăzi nu redau ca de obicei cu vai de viața mea și vai de sufletul meu, însă filmez acest videoclip pur și simplu pe repede înainte. Sinceră să fiu, am avut mare emoții în legătură cu acest parfum, mai ales că fac primele impresii și unboxing și așa mai departe. Dar în afară de treaba aceasta, pentru mine a fost o săptămână mega încărcată și mă simt extrem de obosită. Da, sunt pur și simplu epuizată, epuizată nu cred că se va mai întâmpla vreodată ceea ce s-a întâmplat această săptămână în sensul de a posta trei videoclipuri într-o săptămână pe YouTube. Da? Este prea mult, mi-a aglomerat programul, mi-a distrus anumite tascuri, da? Deci nu, rămânem la faza cu un videoclip marțea sau miercurea și unul sâmbăta. Dar nu aveam cum să nu filmez acest unboxing și primele impresii Acum mă ducem la Bel Le Parfum. Dar foarte fain. Foarte fain. De ce? Pentru că, din nou, vă spun și vă repet, la Belle de la Jean Paul Gaultier este unul din parfumurile mele preferate. Da? Pe viață. Dacă ar fi să aleg două parfumuri de designer Hai trei, că acum mi-a venit și celălalt în cap. Dacă ar fi să aleg trei parfumuri de designer pe viață, acelea ar fi Kenzo Jungle, La Belle de la Jean Paul Gaultier și This Is Her de la Zadig Voltaire. Da? Deci astea trei aș putea trăi liniștită toată viața dacă le-aș avea strict aceste trei parfumuri de designer. Asta ca o mică paranteză să vă faceți o idee... Dacă va preapărea pe Brasti sau eu știu pe orice alt site, dar totuși ținând cont de faptul că eu am dat 250-252 de lei pe undeva pe acolo, pe site-ul Brastii, dacă îl găsiți undeva la 300-400 de lei, nu știu ce să zic, adică nu știu dacă ar merita. Hai să luăm să rotunjim. Nu știu dacă ar merita 400 de lei acest parfum. Cu toate că este fix acel miros de designer. Și din câte am înțeles eu și din câte am căutat eu pe site-uri, la bel, de exemplu, varianta de 100 de mililitri, pentru că acest care are 100 de mililitri, tot cam pe undeva pe acolo, 400 de lei, nu știu ce să zic, dar la 250 de lei, dacă îl găsiți, safe blind buy, doar dacă, doar dacă sunteți în zona acestor două parfumuri, pentru că momentan aici rămân. Uh, label de la Jean Paul Gaultier și label Le Parfum. Dar da, foarte, foarte fain. Uh, poate fi și acel parfum semnătură, nu mi se pare nimic prea mult, pentru mine nu este nimic prea copleșitor, nimic exagerat. Oricum, eu cam sunt în zona parfumurilor foarte, foarte puternice, cam asta e zona în care mă învârt eu. Dar, da, cred că aici este dry down-ul final, pentru că în continuare stagnez la acea combinație de piele întoarsă, labdanum acum este ușor mai domolit, se resimte în continuare acel vetiver, și uh, parcă începe să strălucească acel mosc pufos uh, dulce. Dacă ar fi să-l încadrez într-o anumită categorie olfactivă, aceea ar fi de floral gurmand, pe undeva pe acolo, pentru că în continuare eu resimt acel caramel. Deci caramelul eu l-am putut resimți de la primul puf până momentul de față. Caramelul te însoțește, în opinia mea, cel puțin acum la prima impresie, caramelul este prezent de la început până la dry down-ul final. Dar da, categoric pentru mine este un big, big love. Da? A meritat așteptarea, a meritat emoțiile și a meritat și întreaga bâbăială din acest videoclip și întregul trac ce l-am avut. Atât în, pentru videoclipul de astăzi. Dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, vă mulțumesc din suflet, ca de obicei. Vă voi lăsa link în bara de descriere pentru Instagram, TikTok și nu, nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Freak Family. Din nou, dacă voi găsi link către acest parfum, vă voi lăsa în bara de descrieri. Dacă nu, ce să zic, stați cu ochii pe Brasti nu vă pot recomanda niciun alt site, deoarece doar acolo l-am văzut pentru prima dată, da? Pe site-ul Brasti Stați cu ochii pe el și eu la rândul meu, o să pândesc site-ul și imediat ce aflu ceva dau de veste. Vă mulțumesc din suflet încă o dată. Vă aștept cu drag în secțiunea comentarii. Știți, v-am spus și data trecută la celălalt videoclip. Chiar și un simplu emoticon ajută pentru algoritmii YouTube. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez din suflet și până data viitoare vă doresc zile minunate, pline de parfum și multă odihnă. Că Acum, pentru prima dată, observ pe pielea mea ce înseamnă să nu ai parte de odină. Vă mulțumesc din suflet, v-am pupat! Zvonimă,